Salutare dragilor și mi am regăsit la un episod din seara asta de Sky Factory 4. Vă urez vizionare plăcută. Acum vreau un schimb să ne apucăm de acele sapling-uri, că am tot zis că facem asta. Momentan aceste unelte sunt foarte, foarte, foarte bune și obsidian știm că avem la nesfârșit. Deci tu, 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 tu. tu. Așa, hai să vedem cum facem asta. Deci, avem deja majoritatea sapling-urilor acestora pe tipuri. Ne lipsește într-adevăr cel de cookie, nu o să se face greu, am putea să ne-l facem dacă e. Dar trecem mai departe. Băi, când avem avem, avem... E, eh, ăsta de cupru de exemplu nu-l avem și mă gândeam că am putea să-l facem. Se face simplu, deci în copper peste un spruce sapling. Spruce sapling noi nu am făcut niciodată. Se face din petrified sapling cu apă. Hai să luăm un petrified sapling, că noi nu avem spruce, vedeți? Ne lipsește spruce, dar oricum nu mai am ploturi din astea. Dar vreau să fac câteva saplinguri de... Plus și de 2 și 2. Deci o să iau 4. Așa și... 1, 2, 3, 4. Să ne umplem găleata. Și avem din astea. Bun. Și acum pentru cupru avem nevoie de... Nu tu. Tu. Avem nevoie așa de... Acel ember. Cred că era mai ușor dacă căutam direct ember. Dar... Să vedem... Unde ești? Unde ești? Aha, cred că l-am găsit. Uite-l, Copper Ember. Și asta se face cu... Aha, avem nevoie de un Red Sand. Avem, avem, avem. Red Sand nu avem. Red Dyed Water. A? Putem să facem Red Sand. Ok, deci putem să facem cupru. Putem să facem și cupru. Hai să facem chestia asta. Culoare roșie avem. Așa. Ne trebuie apă. Facem roșu. Și acum ne trebuie, stai să scriem direct copper așa, și avem copper emberul. se face din ăsta și asta am zis că ne trebuie un nisip normal mai avem nisip normal pe aici, nu mai avem că l-am dus pe tot la acel sistem de sortare ia să-mi iau eu niște aur că se pare că cam este necesar, ia să-mi iau eu niște aur și uite fix 4, să facem acea telecomandă remote ca să nu mai merg tot timpul până acolo. Deci astea, Storage, avem nevoie de un piston, pentru piston cred că am ce-mi trebuie, ia să vedem, am adus pe aici parcă și niște cabl, deci avem nevoie de din astea, piston, pac, pistonul îl aruncăm aici, după aia o să te fac, nu n-am făcut alea, dar se pare că nu mai am din astea, pot să le fac? Nu pot, că nu am slaburi de stone, pot să fac slaburi de stone, asta este întrebarea. Tam, uh, pam. pam pot. Bun, și le lăsăm, uite, facem două seturi ca să putem face mai multe din astea și după aia ar trebui să pot să fac un set de din astea și pac. Și cam așa se lucrează cu acesta. Bun, și acum pot să accesez această... Cred că trebuie să dau... Where's the remote? Cum o conectam? Oare aici? Aici, ok. Cred că aici, da. Și acum pot să accesez asta de la 64 de blocuri distanță nu mai trebuie să merg tot timpul până acolo, ceea ce este super. Și, 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 putem să ne facem treaba ceva mai ușor. Deci, acum, dacă am send aici, send, uite, am fix unul, așa, și îl punem aici. Și am făcut red send și acum cu red send pot să mă uit direct aici și ne uităm din nou, să scriem aici, Copper, să vedem exact ce ne trebuia. Deci ne trebuia Petrified, Sand și Clay. Și pot să scriu aici, resin. Și să căutăm. O să caut așa sau cum vreau eu, uite, send. De fapt stai că nici nu trebuie. Stați așa. Mergem și scriem aici copper. Aruncăm send-ul ăsta aici, aici și pac și mi-le pune direct aici. Copper amber. Bun. Și acum cu ăsta putem să facem niște cupru, dar trebuie să oprim să scoatem asta și trebuie să opresc ăsta. Și ăsta îl opream cu requires redstone. A, așa, așa cum pun pe tine și să punem aici un sapling și să l așteptăm să se facă, între timp să ne pregătim pentru următorul sapling care este, deci am rămas la cupru. Îl avem, îl avem, îl avem, îl avem. Nickel nu avem. Și mi se pare că nickel ne trebuie. Deci pentru emerald ne trebuie nickel. Da, dacă vrem să facem și după aia dacă vrem să trecem la quartz, asta ne trebuie cel de emerald, da? Și pentru netherrack ne trebuie, pesta de netherrack putem să-l facem, foarte simplu. Așa, glowstone sapling, avem blaze powder, quartz rezine, trebuie, deci trebuie să-l facem păra de quartz și menril, ne trebuie și asta de menril. Pesta de menril oricum aș vrea să-l fac. Se face foarte simplu. Știu că menrilul ne ajuta pe noi la ceva. Ia să vă arăt man-real. Aceste cristale, inclusiv aceste blocuri, ne ajută la diferite aparaturi. Vedeți, cum este, de exemplu, variable store. Avem această baterie cu care putem să stocăm energie. Deci, ne ajută foarte mult. Acum ar trebui să fie gata. Așa. Durează ceva, dar se face. Și pe celălalt nici nu trebuie să-l fac în sapling. De fapt, pot să pun direct așa și să fac direct un lingou. Acum pe tine poți să te repornesc, chiar dacă nu mai e ce să topești. Și avem primul lingo de cupru și un copper sapling. Bun. De aici poți să accesezi. poți să accesezi și de aici. Deci pot de la 64 de blocuri distanță. Când o să facem cealaltă telecomandă o să fie și mai bine. Dar hai să facem niște cupru. Și după aia ne apucăm de nichel. Să ne reamintim. Sapling. Nichel. Care este cel de nichel? Ăsta se face un unul de fier din multă nichel. Ok, și multă nichel trebuie să căutăm. Nichel. Asta este. Maro avem, petrified și sand. Ah, și bone. Ok, le avem pe toate. Hai să creștem asta perfect. Uh, mai am mai am unul la mine. Așa. 7 deja ne ajung și tu. Bun. Și avem Primele chestii de cupru nu avem totuși unde să plantăm, trebuie să mai îmi fac niște poturi din astea. Cred că aș fi putut să fi calculat un pic înainte să le fac, că am rămas cu fix unul în plus. Deci nu două, nu trei, ci unul în plus mi-a rămas. <laughs> N-am putut să calculez un pic să fi făcut un număr exact, dar am pus acum și sprusul și ne trebuie cuprul. Cuprul îl punem aici. Așa, pac, pac, pac și de acum avem și astea. Și în continuare va trebui să, să, continuăm, nu? În continuare continuăm. Deci, ne întoarcem la nichel. Nichelul, ne mai uităm o dată, se făcea din maro cu petrified sand și bone. Bun. de fapt, ar trebui să le am pe toate aici, nu? Tot timpul uitând că nu sunt obișnuit să folosesc această masă, dar uite, le avem pe toate. Nickel, amber, pot să-mi fac chiar mai multe. Dar momentan facem doar una ca să facem un sapling. Peste ce trebuia? Parcă peste iron? Deci cu el se poate, de fapt să că mă uit direct aici, cu iron, da. Uite, putem să luăm de aici, pac, iron. Și luăm, pot să iau doar nu. nu, îmi dă direct un stack, nu, nu, face nimica. Dar cam așa, dragilor, funcționează acest, acest storage foarte interesant, pac. După aia punem, pac, să se topească, oprim iarăși asta și cred că pot să o las oprită momentan. Așa, mai avem pe aici niște fier, aici mai avem ceva materiale, foarte bune. De fapt chiar aș putea să mi le iau pe toate, să le pun în acest storage remote, ca să le avem aici tot timpul când avem nevoie. Și pe voi la fel. Pac, 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 bun. Cum stai? Mai ai ceva? Deci avem nichelul, să ne pregătim pentru următorul. Următorul ar fi, cred că, emeraldul. Mi se pare că nu e foarte complicat, da, nu e foarte complicat. Deci nisip avem, pământ avem și patru slime balls sau putem folosi direct un slime din acela congelat. Trebuie să mai fac niște nisip. Ia să vedem noi. Deci, fac, că n-am mai făcut nisip. Uite-l aici. Uh, așa, uite, și acum avem un stack de nisip. Bun, ca să avem și nisip, că nu prea mai aveam și... Acum ar trebui, teoretic, să pot să fac una din rețete. Nu, nu avem pământ aici, deci nu avem deloc pământ. Avem niște iarbă pe aici, dar pământ avem puțin. Uite, avem totuși. Suficient, că oricum vrem doar o singură bucată din asta. Tu, nu așa. Încă o dată. Deci tu, fac. Încă o dată, că iar am greșit. Pare rău. Deci tu cu tu și facem un grini. Așa. Ingot cast. Pe tine trebuie să te pun la loc. Avem green slimy mud care trebuie prăjit. Te punem aici cu, uite, niște scândurele, ceva. Hmm. Hai să luăm niște Upsi, să luăm niște scândurele de aici. Uh, mi se pare că n-am apucat să vă arăt că mi-am pus aici niște furnale, pentru că nu prea aveam cu ce să coc și am zis să-mi fac niște furnale acolo. Dar să vedem, ia. Uh, să Bun, deci avem sapling-ul de iron. Ah, și trebuie să turnăm peste el. Nickel. Așa. Și acum o să se facă. După aia putem să punem ingotul la loc și să mai facem un lingou de nickel. Hai, hai, hai că hai că Așa, și punem ăsta la loc. Și gata, Stai să este și pe tine. Nickel sapling, super. Primul sapling de nickel. Acum ar trebui să avem acest greeny slimy pe care îl adăugăm aici și teoretic ar trebui să putem, nu putem, fiindcă ne trebuie nichel, da. Am uitat de rășina de nichel. Hai să creștem un copăcel ca să mai înmulțim puieții. Dăi, 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 hai, hai că totuși filmăm dacă se poate, să știi că mai și filmăm. cred că acum pot să-mi fac un dăsta și din diamant, că acum avem diamante, nu știu exact câte diamante marcos. Deci nu se poate face, Ia, ăsta are 262, aha, 450, ok, blaze rod 600, ăsta pare puțin complicat, mm -mm. Pristin nu ne băgăm, dar o să vrem să facem eventual unul de ăsta, că se pare că e cam de două ori mai eficient aproape și e făcut din oase, oase avem, hai să, de fapt nu avem oase, noi avem bone mil, dar oase nu cred că avem, nu, nu avem oase, corect. Mm -hmm. Dar putem să facem bone ember și din el obținem oase Bun, hai să luăm astea Pac, și-am făcut șase puieți Bun, și astea de nichel Așa, să plantăm nichelul următorul Pac, pac, avem nevoie de o bucată pe care să o punem aici Și avem saplingul de emerald Bun, așa, hai să-l plantăm și pe ăsta Că ține minte că am vrut eu dată să am emeralde pentru... Market și n-am reușit nu, nu puteam la acel moment Hai să vedem un pic bone De fapt, cred că s-ar putea să am niște Da, am un os S-ar putea să am uh, Câteva oase de la scheleții din nether Dacă stau să mă gândesc Dar nu foarte multe uh, Pe aici nu mai avem deloc mm? Ba da, uite. Ah, uite, am suficiente Cât să-mi fac un Cruc din acela de bone A, Așa și după ce îl termin pe ăsta îl voi arunca. Acum avem și de -asta de emerald. Ia, se că n-am apăsat pe tilda. Bun. Și pac. Bun așa. Foarte bine. Te aruncăm pe tine și... Și, și, și să spargem asta. Bun. Și putem eventual să încercăm să mai facem rost, dar... Nu știu. Sigur, hai să mai dăm totuși o încercare. dă dai, dă dai. Așa, să ne pregătim și pentru următorul Sapling. Sapling. Emerald avem, quartz urmează. Quartz, ne am zis că e simplu, Glowstone e simplu odată ce avem quartz și menril. Ok. Aha, și după aia vine cobalt. Cobalt și ardite, osmium și prosperite. Ok. Deci astea deja sunt puțin mai avansate, dar vreau măcar să ajungem până la Glowstone. Deci toate acestea, restul o să le facem, dar pe parcurs. Hai că momentan ne ajunge. Așa să plantăm emeraldul și... Ah, m-am speriat de asta. Ok, dar nu văd... A, ah, n-am primit încă frunze. Da. Uh, nu face... A, ah, nici nici bețe. Ok, nu face nimic. Hai să... Este așa. Deci ghinde, sapling -uri. Da. A, ah, lemnele, da. Hm, bine, nu contează. Bun, hai să revenim. Deci am zis că după emerald urmează cuarț. Că avem, avem coarț acum și avem nevoie de asta. Magma Slime Block, Magma Slime Crystal, e relativ asemănătoare, numai că... Ok, Soul Sand am fi putut să facem rost, dar uh, Wither Dust din ăsta avem. Nu am făcut rost. A, uite. Bacon într-un Grindstone. Aha. Noi aveam din ăsta, nu știu dacă... Nu știu dacă mai am, dar... Uh, Uite, avem unul. Hai să vedem dacă putem să facem un sol sen, să nu mai mergem până în Nether, deși... chiar sunt curios dacă într-adevăr așa este. Dacă pun eu aici un bacon, ce o să se întâmple? Să de asta până ne plictisim. Hai. 62, 75, 87 și... Perfect. Da. Fine. Foarte tare. Bun. Deci nu a mers. Va trebui să mă duc să iau un sol sand, dar pe lângă asta... Pe lângă asta, ce ne mai trebuia? Ne mai trebuie acest, ok, magma cream putem să facem din slime cu blaze powder. Hai să ne ocupăm mai întâi de astea mai simple, netherrack. Netherrack e simplu de făcut. Hai să vedem, cred că putem să-l facem. Uh... Netherrack. <coughs> da, uite, netherrack îl avem. Bun, ăsta a fost simplu. Și glowstone ar trebui să fie și el relativ simplu. Dar... Uh ne va trebui niște blaze powder și blaze rodurile mele, uite aici 4 și alte două le-am pus în storage, deci e ok. Cum se făcea exact? Se făcea, aha, avem nevoie mai întâi de quartz și de menril ok. menril care era? Ăsta. Deci se face cu un de ăsta de lapis în apă, hai să luăm unul de lapis, să-l punem în apă. Ideea e că noi avem apa aceea roșie, deci... Sper să nu fie o problemă, uite, netherrack. <coughs> așa, Pac. Bun. Și putem acum să-l și plantăm. Ăsta l-am luat. eu Este așa. U? Uh, ce primesc din ăsta de nederec? Primesc? Aha, deci am o mică șansă de a primi quartz din ăsta de nederec. N-am știut chestia asta. Ok. Foarte bine de știut. <gânt> nu știu, chiar nu am știut asta. Uh, lemne și cam asta. Bun, hai să vedem cu asta. Ideea e că v-am zis. Noi avem acea apă roșie. Nu știu cum scăpăm de ea. Cred că... Va trebui să scot sau pot să pun peste? Nu pot. Hmm. Cred că va trebui să-l sparg și să sper că nu pleacă la plimbare. Așa. Bun. vină tu aici și punem apă înăuntru și pac. Perfect. Și avem un man reel. Noi am mai făcut parcă odată un man reel. Nu mai știu exact. Cred că la diamant sau ceva. Nu, la diamant nu. Am făcut noi odată, dar nu mai știu la care. Wow, cum poate să arate ăsta. Oho, cum poate să arate. Și ce ne dă asta? Cred că ne dă multe lucruri interesante. Dar dăm direct cu Vein Miner și avem, uite, 17 mineril Berries care se pot mânca și sunt la fel de bune ca, ca aceste gogoși, se pare, sau... A, nu chiar la fel de bune, sunt totuși mai bune gogoșile, dar asta spune că sunt și te iluminează sau ceva. Bun, și hai să vedem lemnele. A, ah, sunt mai multe fel. U, astea îmi dau... Da, uite, aceste cristalin meril. Ok, bine de știut. Și ar trebui să te pot planta și pe tine. Și o să te plantez în partea asta. Hop. Și bonzaiul. ce mi dă bonzaiul? Îmi dă de toate? Da, uite, îmi dă de toate. Șansă 30%, o șansă destul de mare. Bun așa. Bun așa. Și avem și un tip nou de lemn. Ok, foarte bine. Hai să vedem acum glowstone. Deci, asta avem. Ne trebuie quartz. E eh, quartz. Aici se poate folosi nedrec, dar aici astea sunt simple. Astea în schimb, adică spune slimeball trebuie neapărat din astea portocalii vedeți? nu merge cu cele verzi. Putem să încercăm, dar nu știu, nu cred că e foarte dificil. Tu cum te faci cu Ba, cred că e oarecum dificil. Sulfur. Ok, deja am putea să l facem cu ceva chin cred că, cred că va rămâne pentru data viitoare. Oricum ne-am întins destul de mult cu acest episod, dar rămâne pentru data viitoare. Ia uite deci cât de drăguț poate să fie copacul ăsta. Ce drăguț e. Bun așa. Uh, dar da, o să rămână pentru data viitoare că deja devine foarte... Oh, uleu, <laughs> stai că nici nu v-am văzut pe voi. Ideea e că blocurile lăsate așa iurea. Sunt niște locuri pentru monștri, știți? De asta nu prea e, nu prea e un lucru bun. Am vedere că baza noastră e complet asigurată de monștri. Dar dacă lăsăm blocuri așa, iurea, adică chiar am întâlnit uh, off-camera, nu v-am arătat. Dacă nu pun torța asta aici, uh, și mai care, cred că și asta, aveam, uh, nu tot, a, nu am f da. Deci torta asta era aici, da? Ok, deci pe aici nu se spawnează, ok, se spawnează aici ceva, hai să zicem că pun aici o torță. Bun, și nu se spawnează nimic ca pe aici, pac, 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 e totul asigurat, dar dacă ne uităm noi peste asta, aici se poate spauna. Deci fix în punctul ăsta se poate spauna un monstru. De asta am pus o torță și aici. Și acum nu se mai poate spauna. Deci modul acesta este foarte, foarte, foarte util. Poți să verifici foarte ușor toată baza să vezi dacă ai puncte în care se pot spauna monștri. Dar... Dar da, cam asta este pentru acest episod, În episodul următor, deci cred că putem să facem rost dacă ne chinuim puțin, fiindcă, ok, deci astea sunt simple, da, Astea două ne trebuie, trebuie doar să mergem prin Nether să căutăm niște Soul Sand. Asta e puțin mai complicat, dar putem să facem rost de el din acest uh, Magma Slime Sapling, da? Iar pe ăsta putem să-l facem relativ simplu. Pe ăsta l-avem și pe ăsta îl putem face, fiindcă noi avem, avem Blaze Powder, avem Redstone și avem și Sulfur de la scheleții aceia. Deci cred că putem să facem, cred că putem reuși dacă ne chinuim puțin. Ah, dragilor, cam aici ne încheiem episodul. Ce nu am făcut noi deloc astăzi? De final putem să facem o șmecherie. Să deschidem și această carte, că n-am deschis-o niciodată. Asta era, da. Uh, nu știu ce fel de armuri pot să faci în jocul ăsta. Unele sunt destul de interesante, se pare. Uite, din fier, din... Da, și uite, din, deci din astea trei se pot face armuri. Vedeți? Din aceste trei șmecherii. Nu știu exact cât de bune ori fi, dar probabil că o să facem direct din niște materiale mai tari, gen Obsidian sau ceva. Nu știu dacă, uite. Din Cactus. Ok, din Obsidian, Defense, Prismarine, i Paper. Da, sunt multe materiale din care se poate face. Sau poate facem direct din Cobalt, uite. Din Cobalt. Cred că este o idee foarte bună. Infernal, durabilitate, bun. O să vedem și pe data viitoare. Noi bine. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați pe butonul de like și ne, -o să ne vedem data viitoare. Pa pa.